Salutare, prieteni pescari și bun venit pe canalul meu de YouTube G Pescar. Eu sunt Igor și astăzi am hotărât să facem o partidă de pescuit la un lac din apropierea capitalei. După câteva zile de vânt puternic, am văzut că s-a făcut puțină vreme și am hotărât să facem o partidă. O partidă de o zi, cred că o să facem. Astăzi la pescuit eu sunt și cu băiatul meu Dragoș, o să-l vedeți pe parcurs. Am să mă stărui astăzi să vă demonstrez tot procedura, pas cu pas, cum o să facem pescuitul. Deci, încet o să ne lansăm, o să alegem un locușor frumos. Deja l-am ales locul, o să vă demonstrăm cum o să dăm hrana, cum o să facem montura. Și desigur că dacă o să prindem o captură frumoasă, o să o vedeți neapărat și voi. Haideți să nu vorbim mult și să mergem la pescuit. Deci, prieteni, iată, am executat așa o montură. O să ne bazăm mai mult pe așa stil de montură astăzi la pescuit. Deci, uitați, am pus 2 porumbi ferți, o jumătate de pop-up, făcut cu undeva la 15-20 cm maximum lungimea. Avem un ac de la Corda și, prieteni, folosesc un varnish de la Fox. Este foarte, unde l-am pus, așa, iată aici. Folosesc un varnish de la Fox, foarte, foarte, foarte elastic și se pune pe ac, practic nici nu se vede. Și pop-up-ul o să-l folosim, iată acest pop-up de 12 mm. Îl putem pune și întreg, îl putem pune și jumate. Și deci asta cam în felul următor arată montura. Acum o lansăm și așteptăm rezultate. I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Ca hrană, băieți, avem niște porumb fiert amestecat cu făină de canapea și o să hrănim cu așa tip de rachetă, o rachetă Spider, o rachetă foarte, foarte, foarte bună, băieți, e ușor de încărcat, se desface în jumate. Să desfaci și așa, deci putem să hrănim și cu mai lichid și cu vreo porumb mai uscat. Deci, ca hrană, o să hrănim cu acest porumb. O să hrănim undeva în zona de, nu, 10-100 de metri. Așa ne-am făcut noi o strategie. Și acum să încercăm să hrănim peștele, băieți, și mergem în continuare. Deci, prieteni, am ales acest loc, un loc undeva la mijloc de iaz, am hrănit deja, un loc parcă îmi pare curat, fără agățături, chiar și am găsit aici un loc ușor, unde am putut să lansăm ușor două lansete.
Și am călit undeva în zona 100 de metri, undeva la mijloc de iaz. Micuții. Am rămas acolo doi mici. Iată băieți și Big Boss-ul. Iată așa, doar așa crește un pescar. Trebuie învățat de mic copil. Iată el stă la pândă. Așa. Da, drăguț? Tu ești Big Boss, dar aștept să vii Big Fish, da? Bravo! Iată așa, prieteni, o să luăm sub masa, așa, ușurileluș, ca cum am venit pe o zi. Ai poftă bună? Mulțumesc. Bravo, dar dacă am venit și cățelul, mă spiți. Prieteni, iată, cam așa am încheiat noi partida de pescuit. Am prins niște ciortănie, ceva am mai liberat, ceva am mai scăpat, dar mă bucur foarte mult că s-a bucurat copilul. Drăgunce, dă un salut, tăticu. S-a bucurat copilul enorm de mult, băieți. N-am mai reușit să facem filmările la când am scos peștii, dar ne-am odihnit așa puțin de dimineață până acum până la amiază. Și cu siguranță vă promit că în următorul filmuleț mergem la râu, fiindcă râu e râu, băieți. Așa am venit puțin să ne recreăm puțin cu drăguțul. Pune-l acolo la grămăgioară, drăguncică. Așa, bravo. Niște ciortănei frumoși am prins, eu știu, poate un kilogram și ceva, plus minus. Da, drăguț? Da. Hai, spune la toți urmăritorii toate cele bune și ne vedem la Nistru, da? Da, ne vedem la Nistru. Bravo! Am lăsat locul curat, cum și l-am găsit. Nu e murdărie, nu e tot de bine. Sănătate și curând.